Tâmpitul pleacă, bă. Prost rău de tot. Prost rău. De când am angajat ăștia în prostie, merge extraordinar de chiar din ianuarie au stricat-o foarte tare. Părinții ăstuia stau în China, frate. Salutare, prietenacilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlam și știu că n-am mai filmat de mult un clip la Glovo cu livări în traficul din București, dar cel puțin astăzi, săptămâna asta, n-am apucat să-mi iau ore în program, prieteni. S-au umplut de pensionari, vorba aia, și au dreptate mulți din colegii mei când spun asta. Pe grupurile de livratori, toată lumea se plânge că s-au umplut de pensionari în București la Glovo, care livrează pe jos. Tocmai din acest motiv și pentru că timp să le dau dreptate, haideți să lăsăm și noi oamenii bătrâni să treagă, pentru că tot vorbeam de pensionari. Cum spuneam, s-au umplut de pensionari. Am observat și eu treaba asta, dar n-am vorbit niciodată în clipurile mele despre acest aspect. Dar în ultima perioadă am văzut că se cam strică treaba la Glovo și tocmai de aceea vreau să fac acest videoclip. Așadar, eu, alături de alți mulți curieri, ne punem problema în acest moment. Merită să livrăm în continuare la Glovo, pentru că, după cum bine știți, plătim niște taxe săptămânal, indiferent că livrezi sau nu livrezi, plătești 65 de lei, cel puțin pe săptămână, impozite la stat, plus comisionul partenerului. În aceste condiții, cum eu n-am reușit să-mi rezerv ore în program, adică nu pot să livrez pentru că n-am ore în calendar, am uitat să intru fix când am primit notificarea de la aplicație și am intrat după oră să-mi rezerv niște ore în program și, ca să vezi, nicio oră liberă ca niciodată în perioada asta anului. De ce se întâmplă asta? Pentru că cei de la Glovo, care se ocupă de personal, care au angajat oameni, au făcut-o după părerea mea ca să le fie lor bine. Adică au angajat foarte, foarte mulți oameni, mai mulți decât era nevoie, pentru că din moment ce noi nu primim comenzi, asta înseamnă că sunt prea mulți livratori în zonă. Și lăsând la o parte toate treburile astea cu pensionarii, cu numărul mare de personal pe care l-au angajat și practic i-au angajat degeaba, pentru că noi nu mai primim comenzi, în frunte cu ei, cei care s-au angajat cu sutele în ultima perioadă, au scăzut bonusurile. De ce au scăzut bonusurile? Orare, pentru că sunt prea mulți curieri. Când nu vor mai avea curieri, vor crește bonusurile, dar deocamdată, cum și-au făcut plinuri, cum s-ar spune, își permit să nu mai dea garantate orare de la 12 la 1 toată vara pe căldurile alea. Am avut garantate 30 de lei în ora de la 12 la 1. Acum că a venit iarna, că e frig afară, au scos garantatul ăla și pe lângă faptul că au micșorat bonusurile, nici nu primi comenzi, fraților. Sunt câțiva factori care influențează aceste aspecte. De ce nu primiți comenzi? De ce au scăzut ei bonusurile orare? De ce nu mai avem garantate? Și multe alte chestii. O altă idee pe care vreau să o pun în discuție e faptul că mulți dintre voi v-ați angajat cu gândul să vă îmbogățiți din livrările pe jos. Și mi-ați dat mie mesaje pe urmă spunându-mi: bă, Varlame, te-am văzut pe tine că livrezi și că faci 70 de lei, 80 de lei în 3 ore. Pe prieten, eu o singură dată am livrat pe jos. Nu comparați mersul cu bicicletele, livrările pe bicicletă cu livrările pe care le faceți pe jos. Așa că dacă vreți să luați în calcul o angajare la Glovo și vreți să livrați pe jos, să știți că veți câștiga mult mai puțin față de cei care livrează pe scutere, față de cei care livrează cu bicicletele ca mine. Așadar, după cum v-am spus la început, astăzi nu fac livrări la Glovo, astăzi mergem să stăm de vorbă cu livratorii de la Glovo, să vedem cât de mulțumiți sunt. Ce faceți voi aici? S-a adunat brigada. Ce? Ți-ai schimbat bicicleta? Ce faci? Da, frate, mi-am luat cursire, că nu mai se putea cu aia. E mai bine, uite ce roțiară asta, cred că aluneci ca pe stradă. Da, nu aluneci, tu ești nebun. Ce faci? Ce s-a uitat la primare pe aici? La treabă sau? Nu, la treabă, frate, că n-am ore, n-am ore libere. Păi îmi programez și să mă prind. Am să mă prind, da. Fac pe trafic, a? Varla. Hai, era pe aici. A, uite și pe ăla, era la Kaufland înainte. Bă, ai lăsat Kaufland și te-am băgat la Glovo. A venit și Răzvan. L-am văzut că era, uite, mai față. S-au umplut de... Era acum la Drifter Donner, știi că erau? S-au umplut de pensionari, frate, de toate... Dar vezi că și la Panda a început. Și la Panda. Bă, înseamnă că e o problemă generală, frate. Nu știu, oricum, uite, stă lumea degeaba, nu primește comenzi. Păi nu știu, că e anul trecut, frate. Fix că anul trecut tot se întâmplă. Cum vine căldura, cum vin toți copiii să se angajeze. Și știi care e problema? Cel puțin la noi, nu știu, la voi, dar la noi s-au umplut de pensionari, frate. Adică s-au angajat mulți pensionari. E plin, e plin de pensionari. Hai că mă duc la Oșan. Hai, du-te, hai, noroc, baftă, pa, pa. Băi, hai că până una alta vreau să-i fac o farsă la tovarășul ăsta meu de la Panda. Nu știu dacă pot să-i desfac suportul pentru telefon. El are comandă aici, am să iau suportul ăsta cu riscul că el stric. Să vedem dacă își dă seama. I-am luat suportul de telefon și mă duc undeva mai încolo să filmez de la depărtare, să-i văd reacția. Încă n-am dat de nimeni pe aici să stau de vorbă, de-aia am luat la ăsta suportul. Hai să vedem unde să mă ascund, frate, să-mi las bicicleta undeva aici. Cât care comandă la Panda.
Din Mol, din București Mol. E acolo, frate. Nu cred că mă vede. Dar e panicat, uite. Ia se vede? Nu știu cât de bine se vede. Se uită stânga, se uită dreapta. Ăla cu... Uite-l cu stai și se uită că n-are suportul acolo, frate. Ăla cu șapcă e băiat. Nu știu cât de bine se vede acum. E panicat. S-a panicat, că a rămas fără. Bine, el se gândește că aș putea fi eu. Stai că tântălău pleacă. Băi! Uite pe prost că pleacă, mă. Tâmpitul pleacă, mă. Și are căștile în urechi și nu mă aude. Stai așa să sun. Unde te-ai dus, mă? Era acolo. Păi l-am luat. Acum era cât pe și să-l pierd și ăla, frate. Stai, mă, du-te, dracu, de aici. Ce f***? Ce zici? Mi-au furat ăștia, gata, m-au furat. Cu cine eram? Vorbeam cu ăsta în telefon. Cu cine? Curne. Ăla, cu Cornela, că eu îți vorbești cu tovarășul ăla, tău. Ce mai pun asta la loc? Băi, era să o pierd aia, frate. I-am crezut că te-am pierdut aia. Ce dracu zici? Am ieșit să mă plimb. Unde mă ești? Am ieșit să mă plimb, că n-am ore în program, frate. Zic cum e treaba la Panda, merge treaba la Panda. Câți bani ai făcut? Arată. Nu, era una singură, una era pe colțul ăsta și astea. Era asta aici. Nu era, mă, nimic. Dacă zic că era. Bă, asta se pune pe ghidon. Aici are cauciucul ăla. Nu avea cauciuc, că m-am uitat. Poate avea cauciuc când ai cumpărat-o. Știam că avea cauciuc, asta știu că am schimbat eu. Deci am crezut că cineva vrea să mi-a făcut o farsă. Ți-a făcut o farsă, da. Păi și nu te-ai gândit că eu, mă, nu te-ai gândit să mă suni. Cine la tine nu m-am gândit. Merge treaba, să trăiți. Merge afară. Păi nu, rup asfaltul. Mâine mă duc la Crama Seciu. La ce oră ați ieșit? E, până la 11, așa. Și aveți, la 5, aveți comenzi, ați primit comenzi? Sunt, da. Astea ok, noroc. Uite, mă, unii primesc comenzi, dar ce se prind că nu primesc comenzi. Uite, ăsta a zis că a făcut 3 comenzi de la 11 până acum. Și dracu vorbești, bă? Cu tine, mă. E unul. Am făcut 3 comenzi în 2 ore. Da, mă, eu am început acum, am venit, mi-a dat comandă Molvitar, am dus aici pe aproape. Vreau să mă duc, mă vedeam aici la ăștia. Fezi, și le făceam, boss, ce facem aici? N-ai știu, bă, diverse fără. Salut, Varlam. Salut, salut. Ce faci, frate? Merge treaba? Prost rău de tot. Prost rău. De când am angajat ăștia în prostie, merge extraordinar de bun. Chiar despre asta vreau și eu să vorbesc. Ai avut ceva comenzi sau? Azi a fost mai bine. La 11, asta e a doua comandă. A doua comandă de la 11, în 2 ore. Puțin, frate, chiar puțin. Uite că și eu tot asta spuneam, cred că s-au angajat mulți, frate, am văzut mulți pensionari. Mulți care n-au ce să caute aici, sincer. Păi asta e, frate, și te deține liber și nici calendarul, nici în ore în calendar nu mai prins, frate. Da, exact, ce? Dacă nu ține pe loc, gata. E gata, s-a dus. S-a dus. Despre asta vorbeam, prieteni. Dacă stai aici jumătate de oră, o oră, la București Mall, hai să vezi cel puțin 20-30 de curieri care stau degeaba. Bă, sincer, chiar mă miram că am văzut prea mulți de la voi. Păi e plin pentru eram că... acolo sus și... Au fost zilele astea cu ploaie și aici toată lumea să livreze, frate. Dar nu e vorba, că în fiecare zi e la fel. Adică, uite, cum a zis și băiatul ăsta. Stai degeaba și nu primești comanda. Au făcut 2 comenzi în 2 ore. Păi ce faci, tu ai comandă în spate? Da. Nu mai faci la Area Burger acolo? Ce? Nu mai faci la Area Burger? Nu mai fac de mult, de luna asta. Bă, la asta nu, așa stătea fix sau când ți-l-am luat? Nu stătea, stătea fix, asta nu stătea. Bă, du-te, dracu, că nu stătea fix. Hai că uite pe aici a venit, că poate mi-a căzut din ăsta. Stai așa să dau o tură pe aici. I-am găsit la ăsta cauciucul. Unde s-a dus ăla, mă? Deci după ce l-a pus, uite, ăsta are livrare, îl țin din livrare pe aici pe la. Uite-l că era. Ți-a zis că era. Nu are 100 de metri, mai stă și la 100 de metri. A, păi lasă-mă că dacă e la 100 de metri nu e problemă, că n-ai cât de 15 minute ești. I-am luat ăla și nu... Mi-am furat ăsta, suport. Ia este și altul, nu mă ascultă. Pe că ăsta mi l-a furat și mie, mă. Păi tu crezi că mă vâr pe aici, mai stau, mai iau... Eu am furat beculețe, am furat ăsta. Mai iau un suport, mai una alta. I-am făcut de muncă la om. Gata. A, altă viață. Păi și tu ce faci, mă, te întorci înapoi aici după asta, de unde te duci? Am mă, că e aici aproape, hai cum. Hai cum să-mi am bicicleta asta așa, uite, ai geantă nouă. Salut, salut. Ce faci? Ce ai comandă în așteptare sau? Nu, am comandă la mine, vorbeam cu ai soția. Comandă? Merge treaba, cum e în ultima perioadă? Ești mulțumit prea. Așa? Nu prea merge așa? Că de asta aveam să am vorbit cu lumea așa în general să văd câte mulțumite. Nu prea merge treaba, așa am observat la fel. Și continuă tot să angajeze, adică angajează... Păi, asta mi-am pus și eu problema, nu știu ce poate, angajează cu sutele, cu pensionari în primul rând. Și ăștia care nu suntem mai de mult, stăm și nu primiți comenzi. Stăm mai ure, ai văzut. Era un băiat, a făcut 2 comenzi, în 2 ore. Ce s-a întâmplat? De ce n-ai mai costat? Da, am fost cu gripă și acum săptămâna asta n-am apucat să-mi iau ore în program. Adică da, n-am ore, știi? N-am ore. Am ieșit, am intrat după oră și nu am apucat să-mi iau ore în program. Sunt de la 10. Da, hai, noroc, baftă, salut. Am 7 minute. Ce 7 minute, bă? Păi du-te, du-i mâncarea, mă, hai. Bă, toată lumea e nemulțumită, frate.
S-a stricat treaba și chestia e că ăștia continuă să angajeze prieteni. Asta e nasul. Tocmai de aceea fac acest videoclip. Și în cazul în care vă gândiți să vă angajați la Glovo, țineți cont de aceste aspecte. Că s-ar putea să stați degeaba fără comandă, să faceți o comandă pe oră, să câștigați 8 lei, 10 lei, nu știu. Poate să fie și bine, sunt zile în care e bine, în care poți să câștigi mai mult. Uite cum mă plimb eu degeaba că n-am program la Glovo. Mă plimb după ăsta la Panda. Bă, serios, mâine îmi dai să fac la Panda să văd cum merge? Mâine livrăm la Panda, dar stai, mâine ce e, sâmbătă. S-ar putea să meargă mai prost. De fapt, da, când se trezește lumea dimineața, mai comandă ceva, vine mașina, nu vine, a? Unde ai aici? Aici unde, bă. Uite, mă. Uite, mă, aici e. Biocrop. Bă, ai zis că ești curier, bă. Unde vezi, bă, tu Biocrop? Păi, eu duc, eu diclesc la distanță. Hai să-ți arăt unde scrie Biocrop. Uite aici. Biocrop. Da, așa curier, așa curier ești tu. Păi de ce trebuie să-l suni? Așa scrie în aplicație? Păi du-te, mă, și dă-i. Vezi unde scrie acolo că ai comandă. E Glovo peste tot. S-a umplut de glovăraș. Salut, m-am dat la Panda, pe care am ajuns cu comanda. Am ajuns la fața vederii. Etajul 2, perfect, mulțumesc. Uite ce credeai, mă, că scapi? A vrut să facă și el o schemă, că vine după ea, eu nu? El zice că nu urcă cu comanda, frate. Băi, și acum nu vreau să mă înțelegeți iar greșit, pentru că sunt zile și zile și la Glovo. Sunt zile în care e bine, sunt zile în care e rău, dar în ultima perioadă a fost mai mult rău decât bine, cel puțin ce am observat eu în ultima perioadă. V-am zis, câteva aspecte de care trebuie să țineți cont. Nu primești comenzi, nu știu, suntem prea mult, nu știu ce se întâmplă, nu mai comandă lumea, habar n-am, nu pot să-mi dau seama. Bonusurile au scăzut, nu mai avem garantat orar de la ora 12 la 1. Înainte era garantat ăla, v-am zis, toată vara ne-au ținut cu garantat pe căldurile alea. Aveam garantat de la 12 la 1, 30 de lei. Te făcea să ieși, stăteai frumușel pe bancă, chiar dacă nu primeai comenzi, stăteai și de plimbai. 30 de lei l-aveai garantat. Dar acum că e iară, dacă nu primești comenzi de la 12 la 1, când e frig, bine, acum nu e chiar foarte frig astăzi, dar în general vorbesc, pentru că toată iarna n-am avut garantat până la orar. L-aștept pe ăsta să iasă cu comanda și mai dăm o tură pe aici, poate mai stau de vorbă cu cineva de la Glovo, să văd cât de mulțumită e lumea, ca și curier la Glovo, cu bicicleta pe jos, rămâne de văzut. Gata, mă? Hai că până la urmă ai urcat, ai zis că nu urci. Am sperat și eu, uiteam că nu merge aplicația direct. Da, stăm, era mai suportat, mi-a știi, și așteptam vreo 3 minute și am văzut vreo 20 de la vârf, cum pescă și mă uitam, bă, ce dracu ați venit, mă, cu forța. Păi e plin, frate, câte 20-30 stau la, uite aici, la, uite, de exemplu, aici trebuie să fie mulți iară. Și nouă ne merge, uite, eram am văzut și câte 20, câte 3. Și mi-a dat bonusuri, uite, am început și la unii cu bonusuri, nu-ți mai dă 5 lei pe comandă, unii zile îți dă 7 lei pe comandă. 7 lei pe comandă, da, dar mereu, ieri mi-a dat. Păi nu-ți dă fiecare zi. Salut, vreau să te întreb și eu ceva, lucrezi de mult la Glovo? Nu. Și cum e, cum ți se pare? Ești mulțumit, dar nu sincer? Nu, un pic. Că eu, sincer, în ultima perioadă nu prea sunt mulțumit. În ultima perioadă nu prea. Cel puțin săptămâna trecută nu prea. Deloc, dar faci pe jos sau faci cum mașină? Jos. Da, pe jos faci. Și cam cât faci așa în 3-4 ore pe jos? 3-4 ore? Nu știu, fac 9 ore pe zi, undeva la 120. 120 de lei în 9 ore pe jos. Mai bine ți-ați o bicicletă și eu m-am gândit, bă, mai bine ți-o, nu-ți era o bicicletă mai bine și ai face cu bicicleta sau nu-ți place traficul ăla. Momentan fac așa. Că lumea când se angajează vrea să facă 3.000, 4.000, dar nu faci, frate, uite, 8 ore, 9 ore, ai să faci 9 ore, 120 de lei. Cam o medie, o comandă jumate pe oră, una. Am și două comenzi pe oră, dar de fapt sunt de alea mici, că îți dă de alea. 7 lei. Îți dă comenzi de alea mici. 7 lei, 8 lei. Dar când te superi? Ești de mult la Glovo, lucrezi de mult la Glovo? Nu fac, de 2 săptămâni sunt în concediu. Și ești mulțumit de ce ai dat la Glovo sau nu ești prea mulțumit? Sincer, bă, eu parcă te cunosc. De pe YouTube, da, păi de-aia te și întreb acum. Așa, să uită filmul la tine. Hai, să uită și... Ești mulțumit serios, poate, faci cu bicicleta, ai zis? Sincer, da, cu bicicleta. E ok, adică... Cam câte comenzi faci așa, în 3-4 ore? 3-4 ore, fac 6-7 ore pe zi și în jur de 10-12 comenzi. 10-12 comenzi. Ar fi eu unul sincer să mulțumesc. Da, păi asta pe asta văd că unii sunt mulțumiți, unii nu sunt mulțumiți, asta zic. Sunt. Deci ești mulțumit cum ai venit. Sunt mulțumit, asta. Pe câte 6-7 ore cam câți bani faci? Aproximativ așa. Păi... Că mai înainte era un, să zic, era un coleg mai devreme și a zis că face 9 ore 100 de lei pe jos. Ideea e săptămâna trecută cu 2 săptămâni când am început, deci asta e a treia săptămână. Și ca idee așa am făcut 400 de lei, adică bani da, chestii, da,
Săptămâna trecută vreo 700. 700 de lei. De... Păi și cam câte ore ai avut în săptămâna în care ai făcut 700 de lei? 40 ceva de ore și ai făcut 700 de lei. E bine, e bine, că dacă faci câte 700 pe săptămână, că te prind. Dar am 300. Una? Ce faceți voi? Sunteți mulțumiți de Glovo? Merge treaba, aveți cum vezi. Hai, uite-ți pe arată. Cum? Serios, nu prea merge, așa-i? Dacă am zis că tot e perioada mai nașpa și nu știu ce au fost. Uite, de la asta să spui care crezi, de ce cauză crezi că nu prea mai merge treaba în ultima perioadă. Că eu am zis deja. De ce nu merge? Nu, dar tu pe tine, de ce crezi că nu merge? Păi nu, de ce ai zis tu? Am zis că am angajat așa prea multă personală. Suntem prea mulți și nu primim comenzi. Nu, nu asta e problema. Eu așa m-am gândit. Nu e și asta. Și altceva? E și neseriozitate din partea. Faptul că suntem prea mulți, foarte multă lume e... neserioasă, păi da, asta da, și asta da. S-au plecat și din clienți. Nu dai seama. Nu ești foarte treaptă, e că e cam nasol, frate. Ultima perioadă, cel puțin, uite, nici n-am apucat să-mi iau ore în program. Nu, azi n-am apucat, că am intrat după o oră și nu mai erau. Adică s-a eliberat săptămâna trecută de joi, știi, am băgat pe zilele astea. Ce cum îți-a luat comanda? Ai geantă nouă. Normal. Hai, salut băieți, baftă, pa. Poate se va înțelege acum că vreau să denigrez Glovo într-un fel. Nu, eu rămân la Glovo și sunt de părere că deocamdată cel mai bine e tot la Glovo, dar e o perioadă nașpa și ăștia ar trebui să se oprească din angajat, frate. Opriți-vă din angajat, măcar pensionarii, că ăștia stau și bat pasul pe loc, rezervă toate orele în program și nici nu fac treaba. Asta e părerea mea sinceră. Pentru că livrez de 2 ani la Glovo și știu cum merge treaba. De ce râzi, mă? 2 ani? Vă pant. Păi nu de 2 ani livrez, mă. Sunt mort-o. Păi 2 ani, frate, am dat Glovo. De când a intrat Glovo? De vreo 2 ani. De vreo vara trecută, vara cealaltă. Păi cum, că eu am 2 ani jumate de delivery. Nu știu, frate, eu așa, mă. Și se panichează mulți ăștia care nu vor să apară în filmarea așa se uite. Când vede camera... Zi de serios acum, asta fac la Panda mâine. Oricum vorbim atunci. Așadar, țineți cont, băieți, urmează clip la Food Panda. Cred că am să-l pun marțea viitoare. Dacă îl pun până la urmă ăsta sau nu-l pun, care l-am filmat azi. Mă mai gândesc dacă pun clipul ăsta sau nu-l pun, dar asta e realitatea și probabil am să-l pun. Chiar dacă mulți vor zice că fac reclamă negativă, am făcut destul de reclamă pozitivă. Ei bine, a venit momentul să fac și puțină reclamă negativă. Pe bună dreptate, dar asta nu înseamnă să știți că voi demisiona de la Glovo. Voi livra în continuare chiar dacă nu trec printr-o perioadă în care sunt mulțumit de serviciile lor. De numărul de comenzi pe care ni-l dau bonusare, bonus foarte mic și multe altele. Prietene, ce faci? Ai 2 secunde să te întreb ceva. Da, spune. Cum merge treaba la Glovo? Ești zicăzit, te mult la ei? Cam de 4 luni, dar să știi că din ianuarie am stricat-o foarte tare. Ce te nemulțumesc? Că și eu sunt nemulțumit, frate, la fel. Și au angajat foarte mulți, știi, și acum au scăzut și bonus. Păi asta, ai văzut? Bonus mic, deci, fii atent, nu știu dacă ai văzut, săptămâna viitoare este o zi de la 11, parcă e 1.25, frate, în ora aia de vârf, deci e 1.25, frate, deci cât am putut să ne bage. Știi ce să spun, să știi că te-am urmărit pe YouTube. Aveți ce, să știi, să foarte fain. Da, frate, eu vreau să arăt și partea asta nașpa, că lumea zice că eu am ceva cu ei. Că asta e nașpa, înainte a fost. A fost mai ok, câștigai 60, 70, 80 de lei în 3 ore, dar acum e mai nasol. Și am să pun și partea asta, că oricum s-au umplut, că ăștia vă că angajează fără număr. E bine, e bine, ai văzut și programul, n-ai timp să-ți programe dacă nu ești atent. Uite, eu am vrut să livrez zilele astea, n-am apucat să-mi iau ore. N-am intrat chiar în momentul când mi-a dat mie notificare, bă, intră să-ți iei ore în program și n-am mai apucat. Am intrat după oră și nu mai era ore libere. Da. Te las, baftă, ne rog, salut, pa, pa. Hai, bă, Gianni, ai comandă? Da, băi, Bifan. Bă, dar vă țin așa din comandă în comandă, mă. Să bă, Vitan? Da. Hai că mai vin și o tură pe la Mol Vitan și mă duc acasă, frate. Lumea se plânge de aceleași probleme, ați văzut ce a zis și băiatul ăsta. Prea mulți curieri. Pe de-o parte înțeleg și pe ăștia de la Glovo. Ei sunt interesați să le meargă lor treaba, nu să ne meargă nouă. Mamă, ce gălăgie aici! Gălăgie maximă! Și furtună! Hai să speriem lumea! Opa, ușurel Varlame! V-am activat, hai! Că n-am mai pedalat de mult, am fost și gripat. Bă, ca să știți, părinții ăstuia stau în China, frate, și au venit acum 2 săptămâni în România. Ia zile, mă, cum au venit părinții tăi din China în România. Și pe urmă a venit ăsta la mine, și a jucat FIFA, frate. Și a doua zi eu la pat, febră, frisoane, toate nebunile alea, bă. Toate simptomele de coronavirus le-am avut din cauza la ăsta. Bine, eu gripa am luat-o din altă parte, dar m-am panicat că
am luat coronavirus, că ăsta are coronavirus. Dar am fost rău, frate, am stat la pat, de aia nici am mai postat săptămâna trecută. Și m-am panicat pe bune, mă gândeam, bă, să mă duc la spital, să mă duc la urgență. Am crezut că am coronavirus. Și pe bună dreptate, părinții ăstuia lui Răzvan ăsta, băiatul ăsta care livrează la la Foodpanda, m-a apărut prin clipurile mele. Părinții lui stau în China, și acum sunt tot în China, au plecat înapoi. Nu știu ce au căutat ei acasă și cum de nu i-au băgat în carantină, dar am înțeles că au venit prin Vietnam, așa-i? Da. Că altfel îi ținea la vamă, îi băga direct în carantină. Da, da. Pe joi, hai, pa. Unde? Păi mergeam mall, mă, nu? Păi pe aici ies eu, hai. Păi da, tot mall, uitam. Păi și eu tot pe aici merg, mă. Bine, mă, hai, că te mai salut odată. Hai, du-te. Hai, pa, fugi. Tai-o, întinde-o. Au ăștia livrări una după alta. Da, băi, prieteni, cum spuneam, părerele sunt împărțite, marea majoritate a curierilor sunt nemulțumiți pentru că sunt foarte mulți curieri, foarte puține comenzi, bonusul a scăzut și nu mai avem garantate la Glovo. Așa că vreau să țineți cont de aspectele astea când vă angajați, dacă aveți în plan să vă angajați la Glovo, ca să nu-mi scrieți mie pe Instagram, pe Facebook, pe urmă, bă, Varlame ne-a zis că umblă câinii cu colagii în coadă, vorba la Glovo, și mamă ce bine e. Pe lângă faptul că vreau să elimin orice suspiciune, ca să vedeți că eu nu umflu Glovo în videoclipurile mele. Când am făcut 3 ore și am câștigat 60 de lei, am pus și am spus că am câștigat 60 de lei. Când am câștigat 80 de lei, am zis că am câștigat 80 de lei. Dacă am făcut 30, am zis 30. N-am nimic de ascuns, ca să înțelegeți. Chiar ieri vorbeam pe un grup de livratori și mi-au zis să lasă-mă că tu ești VIP, că ți-ți dau ăștia comenzi. Nu-mi dau, frate, comenzi tot timpul, stați liniștiți. Și uite, astăzi am rămas fără ore în program. Acestea fiind spuse, prieteni, cu voi a fost Varlam, nu știu ce va ieși din vlogul ăsta, sper să înțelegeți ceva, sper că v-a făcut plăcere să rămâneți alături de mine pe parcursul a 10-15 minute, 20 minute, nu știu cât va avea acest vlog. Eu voi închide acum acest clip, mă duc acasă și-l editez, sper să-l pun tot astăzi, de fapt cred că am timp să-l pun astăzi, fiind ora 2 fără ceva acum, mă duc, editez până la ora 3:30 și poate-l pun la 5, la 6, să văd cum mă mișc până acasă, pentru că stau, am ceva de mers, nu vă zic acum unde stau. În fine, stau în sector 3, dar nu vă zic locația exactă, poate nici vă interesează, vorbesc aiurea. Acestea fiind spuse, prieteni, aș fi livrat astăzi, dar nu a avut ore în program. Cu voi a fost Varlam. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip. Abonați-vă la canal pentru că vor mai urma și alte clipuri de genul și nu numai. Vreau să le diversific în perioada care urmează. Eu vă salut, toate cele bune, pa, pa!